Administrația Națională de Meteorologie a emis noi alerte meteo de vreme severă. Începând de joi ora 12 și până vineri ora 12, vremea se va răci brusc și accentuat în toată țara, astfel încât în noaptea de joi spre vineri va fi ger în vestul, nordul, nord-estul și centrul țării. Conform meteorologilor, vom trece brusc de la vreme de primăvară la temperaturi de iarnă și la ger dimineața și noaptea. Sâmbătă dimineață vor fi minime de minus 19 grade Celsius. Vorbim de o schimbare bruscă de temperatură de aproximativ 20 de grade în câteva zile. Climatologii spun că întreaga Europa se confruntă cu modificări bruște de temperatură în condițiile în care masa de aer rece de la nivelul polului nord din zona arctică a coborât spre sudul continentului. Va ninge abundent în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și zonele montane, apoi și în Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, iar în unele zone se va forma polei. Vântul va avea intensificări în toată țara, amplificând senzația de frig cu viteze de 65 de km la oră și temporar peste 80 de km la oră, mai ales în sud-vest, centru, est și sud-est. La munte vântul va sufla tare, cu rafale de peste 90 de km la oră, iar îndeosebi în zona înaltă vor depăși 120 de km la oră. Temporar ninsorile vor fi viscolite, iar zăpada spulberată. Vremea se va menține deosebit de rece și pe parcursul săptămânii viitoare, local geroasă, mai ales pe timpul nopților și dimineților, iar vântul va mai avea intensificări. Potrivit climatologilor, aceste schimbări de temperatură vor avea efecte puternice asupra sistemului nostru imunitar. Va trebui să fim atenți, mai ales că acest efort de adaptare bruscă poate avea efect asupra sistemului imunitar. Imunitatea poate scădea în aceste etape de tranziție și va trebui să luăm măsuri, mai ales în contextul pandemiei.